înregistrează. Acum da. Da. Deci, de la pentru acasă, nu știu ce s-a întâmplat, nu mă uitam acolo, dacă se întâmplă. Așa încât, teorema la Silvestre spune așa, că dacă H-ul se întoarce în centrul triunghiului ABC, are loc relația asta cu OH egal cu OA plus OB plus OC. H, am spus, este intersecția înălțimilor. E suficient de două înălțimi, nu? Corect. A1. Și cea de-a doua înălțime. Iată, aici cea de-a doua înălțime. A, B, C, B1. Și ăsta este H. O este intersecția mediatoare, vă spuneam. Mm. Adică mijlocul, ce înseamnă mediatoare? Pentru că ar fi mijlocul unui segment. Deci duc pe asta, o mediatoare, și suficient să mai duc încă una. Perpendiculara pe mijlocul celelalte laturi, a două din laturi, iată aici O, și atunci zice că OH, OH, vectorial așa însemna, egal cu OA, OA plus O, OB și plus OC. Ca fenomen, aș interpreta așa, dacă asupra lui O ar lucra cele trei forțe, OA, OB și OC, e de parcă aș lucra asupra lui O, OH, ca și cum aș fi rezultanta. Uh-huh. Deci suma celor trei, OA plus OB plus OC, este OH. Așa pot să interpretez. Acum, să vedem cum o demonstrăm. La prima vedere, ce ai încercat tu? Să vedem cum putem găsi relația asta. Dar noi cum l-am aflat pe punctul O? O intersecția mediatoarelor. Deci, trebuie să spunem că e perpendiculară pe mijlocul lui A, lui BC. Hai să zicem M, și M. Unde M e la mijloc, da? Și M e la mijloc. Și duci perpendicularea prin mijloc la latura BC și perpendicularea prin mijloc la latura B. E suficient două, unde s-au intersectat, acolo e O. Mm-hmm. Intersecția a celor trei. La două am dus noi ca să localizăm punctul. Ne-a fost suficiente două. Dacă luăm așa, om fiindcă unește vârful cu mijlocul, ar fi OA, OC plus OB pe 2. Corect. Da? La fel, ON ar fi OA plus OB pe 2, din ce știm că vectoria. Mm. Și dacă vrem să mergem până la capăt și cu ideea asta, perpendiculara pe mijlocul acesta trebuie să treacă exact așa. Deci perpendiculara pe mijlocul trebuie să treacă pe acolo. Să spunem P ar fi punctul ăsta, atunci și OP ar face același lucru. OA plus OC pe 2. Exact. OA plus OC plus O. Deci, aș zice că... Aici, în desenul care îl fac, zice de CC prim, cum ar fi CC prim primar pe AB, dar și CH e perpendicular pe AB. Deci, CC prim... E perpendicular pe AB. Ca înălțime. Da. Sau AA prim ar fi la noi. Dar dacă vrei să ne luăm pe modelul ce e un... Zice cum ar fi că deci ce ce primul primul pe AB și ce H primul pe AB. Deci ce ce primul, chiar pe asta n-am dus-o. Hai să o duci și pe ce ce prim asta de scris. Ce ce prim fiind ce de-a treia înălțime. Da. Deci ce ce primul e perpendicular pe AB, da, e înălțime, dar și ON, cum ar fi la noi, e perpendicular pe AB. Nu, eu aici și ce H. Normal că și CH. Ce pe AB. CH pe AB. Normal. Nu e și CH atunci? Pe AB? Deci, O-ul ăsta e un fel de intersecția medianilor într-un... Mediatoare, nu sunt mediatoare. Da, e... Deci, într-un ABC, o intersecția mediatoarelor. Sigur. Nu așa. Și H și intersecția înălțimilor. Și acum tu ai vrut să te iei după ce spune acolo, nu? Ceva spune ție. Despre ce cel prim, am dus-o, care trece prin H, e perpendiculară pe AB. Da.
Bun. Hai, tu îți faci tema pentru mâine. Nu ai niciun sprijin, nici eu nu știu nimic. Mm-hmm. Și acum, în clipa asta, ai după manual. Tu cu manualul, cum te descurci? Hai să vedem cum... Ce fie de punctul diametral opus lui A. Punctul diametral opus lui A. Facem un cerc în care îl înscrie pe triunghiul ABC. Da, pentru că O este centru, O este centrul cercului circumscris. Dacă l-am dus corect, atunci există un cerc. Da, există un cerc care trece prin vârfuri. Dacă ăsta este corect determinat, așa, trebuie să treacă neapărat prin vârfuri. Sigur, eu n-am luat, din păcate... Da, merge aproape. Aproape merge. N-am luat ce? Nu cred că merge. Nu merge. Ca să fie treaba și corectă, cum trebuie să fac? Trebuie să facem cerc. Facem cerc, invers, poate. Exact. Facem cerc și înscriem un triunghi. Atunci lucrurile sunt clare. Fiindcă vorbește de un punct diametral, hai să facem și noi așa. Deci facem un cerc, în cercul ăsta scriem un triunghi. Deci este O. Nu ducem una de latul să fie diametru. Dacă corțile sunt toate de mărimi diferite, deci asta am dus așa. Asta s-o duc cam așa. Și atunci asta este... Dacă corțile sunt diferite, am asigurat că triunghiul este oarecare. O este punctul de intersecție al mediatoarelor. Adică dacă ar duce acum mediatoare așa, ea pică neapărat pe mijloc. La fel, perpendiculară de aici, și exact pe mijlocul lui, deci A, B, C. Nu? Noi când am construit, când am mers invers la triunghi, pentru a găsi pe O, trebuia să perpendiculară pe AB, mediatoarea la B, perpendiculară pe BC, și locul unde se întâlneau era chiar O. RH-ul este intersecția înălțimilor. Da. Ducem înălțimea din B, dar să mutăm A'. Deci A' în prima înălțime, BB'. Deci BB' să fie cea de-a doua înălțime. BB'. Și... CC'. Și CC' dacă... Acum asta este H-ul. Și noi... dacă unesc CC', cum este CC prim, dusă prin H, e perpendicular și A, e perpendicular aici. Deci CC prim. Ei bine, spui așa, asta e relația, că OH îi egal cu OA plus OB plus OC. Asta e relația care trebuie să am. Eu pot privi ca o problemă de sine stătătoare. Deci dacă vreau independență față de demonstrația din manual. H. A, sunt H, nu prea. Da. H este aici. Da, aici. Deci dacă vreau să văd de independența față de manual. Și atunci, cum asta e la mijloc? Hai să zicem aici. Mână, mijlocului. M a lui AB. Mână. M. Aici și pe aici. Nu știu dacă va folosi, deocamdată nu folosesc perpendicularitatea, dar îmi intră OB plus OC. Deci O, N, om mai întâi, hai să zic așa. Deci încerc, Miruna, ce încerc, o demonstrație, să văd dacă pot să mă apropii, ca și cum aș avea o problemă. Și dacă nu reușesc, încerc să mă inspir de demonstrația autorului. Deci, O mână, din ce știu din urmă, totdeauna când se unește un punct cu mijlocul, era chestia relația cei care poate un segment într-un raport dat. Aveam noi formula aceea. Era O mână sau O? O mână. O mână nu contează. Când de la O la mână... Schimbam semnul în
caz eram sau... Da, bine, luăm cu minus. Dar om înseamnă o A plus o B pe 2. Ți-amintești că M, da, care poate pe raport dat, unul spre K plus 1 plus o A, da, fiind raportul e 1, vine 1 pe 2. Deci O M egal cu O A plus O B pe 2. O N este egal cu O, o B, uitați, O B plus O C pe 2. Iar O P este egal cu O C plus O A pe 2. Fiindcă mintre aici O A plus O B plus O C, îmi vine minte să le adun. Corect. Și atunci ar urma că O E plus O E plus O P egal. Este egal cu? Totul pe 2, că asta e. Da. Este tot cu 1 pe 2 din... 1 pe 2 și sunt aturate de 2 ori și faci o A plus o B plus o C. Dar cine e o în o M și o B? Deci, o, o M plus o N plus o B cu un O oarecare. Deocamdată n-a fructificat că O este intersecția. Mediatoare. N-am fructificat asta. Doar atât. O nouă oarecare din plan, cu N și M și P mijloacele laturilor și H, niște H nu mai iau. Am mutat problema în loc de O A plus O B plus O C în O M plus O N plus O P. Deci O M plus O N plus O P cu M și N mijloace egal cu... Dar ar trebui să arătăm acum că O M plus O N plus O P egal cu H? Asta ar trebui. Deci asta ar trebui să arăt că dacă e mai ușor. Dacă e mai ușor. Nu știu dacă e mai ușor. Habar n-am, dar am mutat problema într-o altă. Nu fructific deocamdată deloc faptul că O e ortocentru, deci că O nu e perpendicular, și că H e ortocentru. Deci că O este centrul cercului circumscris, nu fructific. Adică cu O, N, O, M și O, P sunt perpendiculare, că unesc vârful cu mijloace și am fructificat asta. Da. Dar nu fructific acest lucru că O, N și O, M sunt perpendiculare. În clipa asta trebuie să mă agăs de ceva, trebuie să mai văd cum anume să pornesc H-ul ăsta. Atunci, de la O la H, eu O, H am, nu? Da. O, H. La O la H pot să zic că este O, B plus B, H. Deci O, H egal cu O, B plus O, H. Tot O, H poate să fie O, A plus A, H. Da? Hai, ia să începem. Deci am scris asta, dar nu simt că mă duc. Că am vreo șansă, da. Nu simt. Acum eu încep să văd altceva. Deci O, H egal cu O, B plus BH. OH egal cu O egal cu OB plus BH. OH pe de altă parte egal cu O egal cu OA plus AH. Adică fac litera între ele. Da? Și OH pe de altă parte egal cu O, C, plus C, H. Și acum de 3 ori O, H, dacă le-am da. O, H, este egal O, H, da, de 3 ori, egal cu O, A, plus O, B, plus O, C, și plus B, H, plus A, H, plus C, H, da? Da. B, H, plus A, H, și plus C, H. Ei, ca să rămână unul singur OH, e de parcă aș zice că 2 de ale OH să fie egal cu BH plus AH plus CH. BH plus AH plus CH. Nu văd încă. Deci dacă aș arăta că 2 de OH fac așa ceva, mi-a trebuit și da, problema. Dar tot n-am fructificat că sunt înălțim. Nu fructific eu că înălțim. Exact. De aceea simt că nu sunt pe problemă. Corect. Deci în clipa asta nu sunt pe problemă și H-ul este după mine acolo un punct oarecare, nefructific din intersecția înălțimilor. Da?
Atunci, ideea ar fi să fac o construcție care să mă ajute să fructific că H e ortocentru și că O e centru cercului circumscris. Ducem D, punctul diametral opus lui A. Deci, practic, pe O îl prelungesc până taie cercul într-un punct D. Da. Deci sunt în momentul acesta când încerc să văd o construcție care să-mi fie de folos. În momentul ăsta, O e mijlocul lui A, D. Corect. Că e punct diametral opus. Și e și perpendicular. Pe cine e perpendicular? Păi B, O e perpendicular pe AD, nu? În clipa asta, Miruna, dacă mă duc așa și unesc pe B cu D, da. Unghiul de aici e de 90 de grade. A, B, D. Da. De ce de 90 de grade? Pentru că e un cu vârful pe cerc. Da, și e jumătate. Și el vede jumătatea arcului sub înghiț. E jumătate din AD, ar fi unghiul AD, adică 90. Deci jumătate, ne amintim asta și acum tu ești și 90. Dar M, în figura noastră, e la mijlocul lui AB. Da. Și O e și el la mijlocul lui AD. Da. Atunci O, M, este linii mijlocii. Este paralelă cu? După. Și linii mijlocii, și jumătate din ea. Așa. Simțiți că ați plecat parcă de aici, nu? Deci, în clipa asta, eu pot să spun că M, O, mi-a intrat undeva parcă de aici, dacă vreți. Așa, așa. Deci noi am folosit, la un moment dat, a intrat O, M plus O, P plus O, N. Să mă amintești. Da. O, M plus O, N plus O, P. Dar în loc de O, M, eu pot să spun că e jumătate din D, B. Dar le-am zis, nu? Nu știu. Apropo de faptul că O e mijloc și că M e mijloc. Deci eu am ajuns, la un moment dat, să spun că O, H, OH este egal cu OM, OM plus ON plus OP. Am spus asta, parcă nu? Că da, asta trebuie să mai arătăm, parcă. Dacă arătăm asta. Dar OM ăsta este DB supra 2. Că vine mijloc și paralele, mulți deci OM egal cu DB supra 2, jumătate din DB. Dar și CH pare cu DB? Deci, CH e paralelă cu DB. Cu DB. Sigur că da. Din ce motiv CH cu DB? Că ea e înălțime. Că e CC prim, care e perpendiculară pe AB. Deci nu numai OM e perpendiculară pe AB, și CH e perpendicular pe B, că e înălțime. Adică CC prim aceea. Și CC prim e paralelă cu DB. Și CH e paralelă cu DB, de acord. Și de ce cu BH? De ce cu BH? De ce cu BH? Ia să vedem de ce. BH e înălțime aici. Da. Știam de ce, da? BD unghiul A, cum a fost unghiul A, B, D, este și A, C, D. Deci cum a fost A, B, D, este și A, C, D, tot de 90 de grade. Și atunci unghiul ăsta de 90, cum ăsta de 90, este două paralele. De fapt, mă pot opri doar aici, la B, H, paralelă cu C, D. Da. Și cum DB paralelă cu HC, înseamnă că paralelul ăsta HBDC este paralelogram. Pot să spun, da? Dar haideți să urmărim. Până în momentul de față, chestia asta mi-este mie de folos, pentru că H ca ortocentru l-am prins. O este prins, da, e punct diametral opus.
Deci în mișcarea asta, cu construcția făcută, cu de punctul diametral opus, pare că problema se sparge. Nu știu în ce măsură am să mă duc pe culoarul ăsta, dar e important că am arătat că HB asta... Deci HBCD e paralelogram. HBCD, HBCD e paralelogram. Deci HB plus HC egal cu HD. HB plus HC egal cu... HD. Cu H... Cu teorema... HD. Cu HD. Deci HB plus HC... HC egal cu HD. Egal cu HD. Ca fiind rezultantă. Rezultata în suma al vectorilor. Deci HB plus HC egal cu HD. Corect. De acord. Deoarece HD egal cu OD minus OH. Hai să scrim chestia asta. Corect. Deci HB în... Scrie un paralelogram, ca am muncit. Hai, ca să mergem și spune așa. BH, BH, e perpendicular. Deci să mai de sus. Mai trebuie informația. Da. Bun. BH. Deci B. Hai să mergem de acolo. Fie de. Fie de. Fie de aparține cercului de centru O și rază el. Așa încât A de diametru. A de egal diametru. Adică am spus că e punct diametral opus. Corect. Da. Atunci, rezultă că unghiul ABD, măsura lui ABD, egal cu măsura lui ACD, măsura lui ACD, și egal cu 90 de grade, nu? Asta știm. Din cauza că e punct diametral opus. Și acum plecăm. Cum unghiul ABD, măsura lui ABD, egal 90 de grade, rezultă că AB sau DB perpendicular, DB e perpendicular pe AB, perpendicular pe AB. Pe de altă parte, cum O este, deci, perpendicularea asta și mai am că H-ortocentru, deci H-ortocentru, rezultă că CH e perpendicular pe cine? Pe AB. Din cele două, reiese că A, CH și păi paralel cu DB. Este perpendicular în aceeași dreapta. CH perpendicular pe paralel cu AB, da? Nu cu AB, cu DB. DB. Cu DB. CH. Vedeți că scris AGB. Deci, nu. La rezultă că CH paralel cu DB. Cu DB. Cu DB. B. Bun. Analog, BH e perpendicular pe AC, BH e perpendicular pe AC, DC e perpendicular pe AB, pe AC, DC e perpendicular pe AC. Rezultă că BH paralel cu CD. BH, BH paralelă cu CD. Din cele două chestiuni rezultă că figura HBDC HBDC paralelogram. Și atunci, din paralogramul acesta, reiese că putem aplica legea paralogramului, legea adunării vectorilor, da. Și HB plus HC. Deci, vectorul HB plus HC egal cu... Care vector? O... HD. Egal cu HD, că rezultantă, da? Cu HD.
acum transferăm și pe HD, care e egal cu OD minus OH. Deci HD-ul ăsta... egal cu OD minus OH. HD între unghiul OH. HD... egal cu OD minus OH. OD. Scăpăm de HD, da? Și este de la H la D, înseamnă OD minus OH. OD minus OH. Scriem și asta. Ca să ne să-ți fie clar pentru toată lumea. Deci. Într unghiul HOD scriem ca pe vectorul HD ca diferența dintre OD minus OH. Așa. OD minus OH. Dar ca să fie înțeleasă de toată lumea. Deci de la O la D înseamnă OH plus HD. Corect. Și scoatem aici. Deci OD egal cu O H plus HD. Ce îl facem de aici? De aici HD. HD este egal cu OD. Minus OH. Minus OH. Și asta este cunoscută. Un vector este egal cu O, o băgat aici, OD, deci de la săgeată, OD, minus OH, minus originea. Da? OD minus OH. Și acum, în loc de HD, să mă oprim și îl vom avea HB plus HC. HB plus HC. Egal cu OD. Minus OH. Minus OH. Și... și HC egal cu OC minus OH. HD. HC. Egal cu OC minus OH. OC. C. Minus OH. Minus OH. Din nou. Deci HD. Ca să băgăm pe OH-ul ăsta. Așa. Deci, pe de altă parte, OH a zis, nu? HC. HC, da. HC-ul este egal cu OC minus OH. O. C minus OH. OC, uite, băgăm litera O, OC minus OH. Deci HC-ul. Și HB-ul, nu, pe de altă parte. Da. HB-ul egal cu OB, OB minus OH. Și înlocuim acum relația aia. Și în asta de sus le înlocuim, da? Și apare că HC, adică OC minus OH. OC minus OH plus OB minus OH egal cu OD minus OH și OH cu OH se duce și atunci mi-e rămâne că OC plus OB OC plus OB minus OD minus OD, deci OC minus plus OB, plus OB minus OD, minus OD egal cu OH. Egal cu OH. Și noi trebuia să arătăm cu OH egal cu OA plus OB OA, plus OC. Nu-l avem pe OA. OA plus OB plus OC. C. În loc de OC, este OD. În loc de OD, îl avem în loc de OA. Deci OD de OA, dar OD e opus. Sunt opuse. Exact. OD și OA sunt opuși. Da, da. Și atunci, minus OD punem plus OA. Plus OA, spune. Corect. Și vine OC. Sau OA. Cred că ar trebui să scriem asta, domnul profesor, că OA egal cu minus OD sau cum? OA, sigur că da, așa e corect. OA egal cu minus OD. Sunt de toate opuși, să vedeți clar, te-am scris imediat. Și în clipa asta... din cele două rezultă? Că OA... plus OB plus OC egal cu OH. Eu aș vrea să... și gata demonstrat. Da. Eu aș vrea să mai revedem o dată. Ca să înțelegem fenomenul, să vedem care este partea nevăzută, să spunem. Problema n-a pornit până când n-am construit simetricul. Deci se pare că miezul problemei este asta. Să pornim cu simetric. Să construi simetricul. Odată construi simetricul,
apare panogramul ăsta. Deci prima e idee, simetricul, și conduce la panogramul. Care e panogramul de apare? HCDB. Da? Deci ăsta este panogramul. Și când am construit panogramul, am putut vorbi de vectorul HD, ca fiind HC plus HB. Da? Da. HB plus HC, regula panogramului. Deci HD-ul. Dar HD-ul este privit ca fiind OD minus OH, nu? OD minus OH, corect. Deci OD minus OH. Avem scris așa, da, da, da. HD egal cu OD minus OH. Ce mi intră? HD-ul l-am scris ca fiind așa ceva. Da, ca ce HB-ul l-am scris și pe el. HB-ul l-am scris ca fiind OB. Exact. HB-ul de la H la D. Nu, de la H la B. B. Acum. Înseamnă așa. OB. OB. O. B. Minus O. H. Corect. HB-ul. Și HC-ul. De la O la C. O C minus O H. Așa. Ei, la ce mi-a ajutat asta? Că l-am prins pe OH. L-am prins pe OH în discuții, da? Deci HB-ul în funcție de OH și HC-ul în funcție de OH. Corect. Și HD-ul tot în funcție de OH. Apoi. Și HD-ul tot în funcție de OH. Și în felul ăsta, schimbând relațiile, mi-a rămas OD-ul în discuții. Exact. Da? Dar acest OD era opusul OA. Pentru că el avea minus OD și atunci a pus OA. Și totul a fost caricat. Care e mezul problemei? De unde? Construcția aceea cu D. Da. Pentru că în construcții se ține tot cont de toată ipoteza. Construcția face să apară panogramul ăsta. Da. Atât, deci H e motocentru, O e centru cercului circumscris, ca să mă duc spre ce? Unghiul ăsta din 90 grade. Deci apariția panogramului de aici lămurește problema. Încât HD-ul apare ca rezultantă. HB și HC. Și de aici HD-ul ăsta mă duc și îl văd cu O. Intră OD, dar să nu mă sper eu când zic HC-ul în funcție de OD. Pot să-l văd în funcție de OA, dar e opus. Pe urmă, HB-ul, iar ca să-mi intre OH, nu? Și HC-ul ca să-mi intre OH. Și acolo, cele trei adunate mă condus spre... Deci asta demonstrată înseamnă că OH egal cu OA plus OB plus OC. Pot să folosesc în probleme. Neapărat. Dacă este un rezultat. Din... Exact. Este o teoremă asta. Când e vorba din intersecția înălțimii și intersecția... Voi avea o situație din care eu am în problemă șanse să vorbesc de H ortocentru și de O centru cercul circumscris, atunci în loc de OH, eu zic OA plus OB plus OC. Că știu eu, de urmă am zis de și e adevărat. Da, 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 da. Deci ăsta este un rezultat pe care îl putem folosi în probleme. Mai e una? Sau lucrăm și probleme? Da, de una. Hai. Mai sunt acolo pagini și teoremă, nu? Mai e una? Este momentul al lui Iorgan. Iorgan? Dar și înțelegem asta, adică dacă OH egal cu 3OG. OH de 3 ori OG. De 3 OG? Da. Dacă OG și H sunt coliniare. Dacă vrei, o facem. Mm. Facem altceva probleme. Nu, da, facem. Bun, da. Să nu cumva într-o problemă să avem nevoie de rezultatul acela. Ceva. Măcar rezultatul, te rog frumos să vă... Păi, OH, cum era aici, egal de 3 ori OG, adică... Dacă ele sunt coliniare, deci dacă avem OG și H coliniare, OG și H. Atunci